Zi. Zi dacă ai curaj. Hai, zi, că în curte ești cea mai curajoasă, ești cea mai guralivă. Acum de ce taci? Hai, povestești frumos, cum știi tu. În ordine cronologică. Pe ore, pe minute, zi-mi ce s-a întâmplat. Hai că sunt zile care nu te face să taci decât sub amenințarea cuțitului și acum? De ce taci? De ce taci ca peștele? Clementino! Clementino! Sunt dărâmat, Clementino! Ajută-mă, Clementino! Hai zi-mi ce ai văzut! Hai zi-mi că tu știi, hai că tu ești mai vigilentă de 100 de ori decât câinele Rem. De la ăla n-am scos nimic din gură. Decât osul pe care îl roade ca să scape de tartru canin. Hai zi. Hai zi. La ce oră a plecat floarea Clemi? La 7? Că văd că clipiși de 7 ori. Și unde s-a dus? La tren? Aoleu. Și aia cum e nebună să o fi crezând Ana Karenina? Doamne! Poate să aruncă pe șine. Sper să fie intrat CFR-ul în faliment. Clemi! M-a părăsit Floricica, Clemi! Am rămas singur, Clemi! Am rămas singur pe lume. Bine, tu ai cocoșul tău, dar eu... Am rămas fără găinușa mea. Oh, Doamne! Când am intrat în casă și am văzut ușile șifonierului date de perete, am simțit un junghi din inimă. Știu că am junghiuri, știu. Că sunt reumatic, mă mai trec junghiuri așa pe șale. Dar la inimă nu sunt reumatic, Clemi. M-am uitat, am văzut un optira răsturnat. M-am gândit, o fi viol. De domiciliu. Dar nu. Nu. M-am uitat pe masă și am văzut biletul de adio. Mi-am dat seama că m-a părăsit floarea. Era rezemat pe sticla asta de țuică și goală. M-a părăsit Floricica. Ce i-am făcut? Că i-am acceptat. Toate făcutele nefăcute, le-am acceptat ani de-a rândul. Și m-a părăsit. Dragă Gheorghe. Dragă Gheorghe. Am mâncat un haș săraca că era foame. Îți mulțumesc pentru ani. Îți mulțumesc pentru ani, am mâncat și unii. Pentru anii petrecuți împreună. A fost ca și cum aș fi dat în tiribombă zilnic. Viața lângă tine a fost ca un cadou de Crăciun. După cum vezi, toate are sfârșit. Are? Are. Mă rog, dacă s-a dezvorțat ei, Brad Pitt și Angelina... Păi noi suntem mici copii pe lângă ei. Descurcă-te cum poți, ca să știu că poți. Descurcă-te cum poți, că știu că poți. Ești tânăr, mă rog. Ai o viață înainte? I love you. I love you. Doamne! Mi-a frânt sufletul, Clementino. Sună. E floarea. E floarea. Alo? Alo? Alo, Floro? Floro? Mă, n-ai să stai că n-am semnal, Floro? Lo? Alo, Floro? Alo? Floro? Da, fă! Ce faci, mă? Da, că sunt dărâmat ca tunurile gemene. Hai, mă, vină! Floricica mea de colț cu iz de fasole bătută! Unde ești?
Hai, mă, mai Gheorghe, mă, nu luăm așa în tragic. Dar cum ai vrea fost să iau un comic? Alo? Auzi? Auzi, zi! Auzi? Stai, mă, și ascultă aici la mine. Zi. Păi știi ce s-a întâmplat? Ce? Asta, tu-l mai știi pe Vasilică de la primărie? Vasilică? Ăla, mă, Vasilică ăla care s-a ocupat de fundurile europene. Păi așa de bine s-a ocupat de ele că le-a furat și a fugit din țară. Ce e cu el? Păi, aia e, mă, aia e, că omul n-a fugit. N-a fugit, uite ce a făcut, ne-a găsit de muncă în străinătate. Mie și la alte 5 muieri din sat, mă, nu mai vorbi prostii. Plecarăm, știi când plecarăm de dimineață, suntem aproape de graniță. Și eu cu gândul la tine zic să te sun, mă, să nu-ți faci probleme, că mă întorc. Te întorci de la graniță? Vii acasă? Alo? Nu, mă, nu, mă întorc, dar când o-i fi milionară în euro. Hai să floară. Alo? Păi ce, vă, Floro, păi ce faceți voi acolo să fiți milionare? Ei, căutăm pe fundul oceanului indian ce să facem, na, vedem noi. Nu știu, că românul-i descurcăreț. Culegem o căpșură, cântăm pe sub turnul de fier, vedem noi. Eu de ce te sunasem? Fii atent aici. Zi! Clementina e bine? Ia ce cu mine, nu mă mai întreba de ea. Bă, să nu-i dai gâtul, nemernicule, că vreau să o mâncăm amândoi când venim. Cine, bă? Lasă găina în pace. Auzi, hrănește bine animalele. Să tai porcul de Ignat dacă n-ajung. Ce rost mare fă să-l tai dacă nu așa. Ești. Așa. Să faci curat, mă, să nu lași firimituri pe masă, ai auzit? Nici nu mănânc până vii, tu nu mănânc nimic. Auzi? Aud. Măi, eu vin, nu știu când vin, dar vin, dar nu te stresa. Oh. Alo, da. Lo, le, o, e, alo. Alo, da, fă zi, unde te duci, în ce țară ești, știu și o să te aștept la graniță. Alo. Gheorghe, nu te mai aud, măi. Alo, nu te aud eu, Floro, zi. Măi, nu se mai aude deloc, Vasile, Vasilică. Alo. Hai mă, ca mă zic cu el, da, l-am liniștit, alo. Da, stai liniștit. Alo. Nu, că i-am zis că nu mai este. Doamne, doamne, cu cine mă mai cert eu, Clementina? Vai de capul nostru. Oh. Aoleo, Gheorghe, pe cuvântul meu de onoare, trebuie să vin, că văd că nu ești într-o stare foarte bună. Nu. Ce faci, domnule? Eu credeam că în sezonul ăsta nu mai sunteți pe aici. Nu mai suntem, chiar nu mai suntem. Că unul din noi, asta e, a scăpat de el. Nu-mi spune. Uite, spun, dacă vreți, nu vă mai spun nimic, dacă vreți. Dar nu se vede cu ochiul liber că ne-a părăsit, nu vedeți? Păi, mie îmi pare rău să aud asta, ce să zic, dar... Na, îmi pare rău de tine. Uite, așa. Îmi descarc și eu sufletul pe găina asta. Săracă. Parcă aș fi doamna aia de umblă pe la televizor cu găina, am înnebunit de tot. Păi acum, na, ce să zic și eu? Cam așa e, Gheorghe. Of, doamnă, m-a părăsit. Ce să zic? Păi nu știu, mă, Gheorghe. A dezvorțat, doamnă. Ce-a făcut? A dezvorțat de mine. Păi, dacă a dezvorțat, poate... Nu știu. Nu știu ce. Eu mă gândesc că poate se întoarce. Mai știu răbdare, na, nu? Eu cred că se întoarce. Voi sunteți făcuți unul pentru altul. Nu-i așa, pe cuvânt? Nu, chiar nu se poate. Deci vă rog foarte mult. Vă rog foarte mult. Faceți mișto de mine acum? Eu? Doamne ferește, cum mai poți să spui așa ceva? Sunteți un cuplu atât de cunoscut, sunteți aproape ca Brad Pitt și... Care Brad Pitt? Că din aurea au dezvoltat și aia. Aoleu, da, nu e un exemplu bun, scuză-mă. Sunteți un cuplu, uite, atât de cunoscut ca... Nu știu, ca... Ca? Nu știu, doamnă, ajutați-mă, nu știu, ca... Nu știu, Stan și Bran sau... Care Stan și Bran, doamna Iuliana? Că pe ea nu i-am mai văzut la televizor de când era alb-negru. Măi, Gheorghe, numai puțin, măi, Gheorghe, eu zic așa, să vii aici săptămânal și facem așa, uite, îmi spui dacă s-a întors, dacă v-ați împăcat, dacă... Ce zici?
Adică să vin eu în fiecare săptămână? Da, uite așa, da. Uite, ești pe Clementina? Deși o să zică lumea că ești cam tralala, dar asta e. Doamna. Eu vă aștept și săptămâna viitoare și mai spui și mie, uite, nu vreți și voi să știți ce a mai făcut Gheorghe, săracul? În fiecare săptămână, ce face el singurel, cum are el grijă de casă, da, de animale. O să vin, dacă... Știi de ce? Acum trebuie să spun, na, dacă femeia te-a rugat să ai grijă de casă, de casă, să faci grijă de animale, să tai porcul, să are, da, păi trebuie să te verifici și pe tine cineva. Da, doamna Iuliana. Păi, fac, hai facem așa, fac, vin? Vin. Nu te mai întrista, știi de ce? A. Ține minte de la mine. Ce? Femeile întotdeauna mă se întorc. Să știi de la mine, nu e așa, doamnelor? La un moment dat, tot se întorc ele acasă, așa că stai liniștit. Da? Eu așa zic. Păi atunci, așa, doamna Iuliana, mă duc acasă, că poate vine Floarea și nu mă găsește acasă. Așa, așa. Și spune-mi, dar vii săptămâna viitoare? Viu, bine, hai, te așteptăm, te așteptăm.